prevenire a fapte antisociale, menținere a climatului de ordine și siguranță publică, supravegherea bunurilor de interes public, monitorizarea locurilor cu potențial de depozitare a deșeurilor, acestea au fost importantele obiective avute în vedere de agenții poliției locale Giurgiu, cu prilejul acțiunii întreprinse între 13 și 21 iunie. Cu acest prilej s-au legitimat 85 de persoane și au fost aplicate 33 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 7.300 de lei. Amenzile s-au aplicat celor certați cu ordinea și legea pentru încălcarea codului rutier, consumul de băuturi alcoolice în locuri publice, tulburarea fără drept a liniștii locatarilor, proferarea de înjurii și expresii jignitoare. Polițiștii locali au acționat în această perioadă pe raza municipiului și pentru a preveni oprirea, staționarea și parcarea neregulamentară a autovehiculelor, traversarea pietonilor prin locuri nepermise și respectarea normelor legale de către bicicliști și conducătorii de mopede.